Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Grav accident de circulație pe șoseaua spre Vieru. Se închiriază spațiile de la Piața de Pește. Percheziții la societăți evazioniste. Propunere teatrală cu actori amatori. Budescu rămâne deocamdată la Astra. Ghinion pentru o șoferiță de 24 de ani din București, care s-a răsturnat cu mașina pe șoseaua spre Vieru după ce a încercat să evite un câine. Putem vorbi însă și de noroc, pentru că tânăra a scăpat cu viață, deși din mașină nu mai poate fi recuperat nimic. De dimineață, pe drumul județean 504, o tânără șoferiță de 24 de ani din București era cât pe ce să-și piardă viața după ce s-a răsturnat cu mașina pe care o conducea. Femeia a încercat să evite un câine, dar pentru că avea viteză, iar șoseaua era umedă, a pierdut controlul volanului, după care a intrat în copacii de pe marginea drumului. Nu știu, nu simțea un picior, piciorul drept. Atât. S-a anunțat rudele, familia? S-a anunțat tot. Dar ce a vrut să facă, de fapt? Ce s-a întâmplat? A evitat un cățel și a... Vede ce s-a întâmplat. Avea permis de mult? Are permis, are tot. Din primele cercetări rezultă faptul că, conducătoarea auto nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, și din declarația acesteia rezultă faptul că i-a apărut pe carosabil un câine în încercarea de a-l evita, a pierdut controlul asupra autoturismului, intrând în coliziune cu doi copaci de pe marginea drumului. Șoferița a scăpat ca prin minune, având în vedere că autoturismul marca Audi a fost grav avariat. Conștientă, femeia a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Județean Giurgiu pentru îngrijiri și investigații medicale. La fața locului a fost prezent și un echipaj de la ISU Giurgiu pentru a degaja de pe carosabil scurgerile de la rezervorul mașinii. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii au efectuat în această dimineață percheziții la sediul unei societăți comerciale, dar și la domiciliul mai multor persoane din județele Giurgiu, Ilfov și municipiul București. Mai mulți administratori de firme sunt bănuiți că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane și jumătate de euro prin evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile. Sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, polițiștii giurgiuveni, sprijiniți de colegii de la IPJ Ilfov, au efectuat în această dimineață 5 percheziții pe raza județelor Giurgiu, Ilfov și municipiul București, la locuințele unor administratori de societăți comerciale ce au ca obiect de activitate comercializarea de materiale reciclabile. Potrivit reprezentanților IPJ Giurgiu, au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție în comuna Jilava, una în comuna Gogoșar și una în sectorul 6 din capitală. În această dimineață, polițiștii giurgiuveni au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza județului Giurgiu, județul Ilfov și municipiul București la persoane cercetate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. 4 persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu pentru audieri. Perchezițiile au avut sprijinul de specialitate al Direcției de Operațiuni Speciale. Prin înregistrarea în contabilitatea societăților a unor achiziții fictive, persoanele cercetate de evaziune fiscală au creat bugetului de stat un prejudiciu de 16 milioane de lei, circa 3 milioane și jumătate de euro. Piața de gro pentru pește ar putea deveni piață cu amănuntul și nici măcar atât. Un proiect de hotărâre pregătit de primărie pentru ședința Consiliului Local ce va avea loc vineri prevede închirierea spațiilor din piața de gro. Piața de gro pentru pește a fost poate principalul instrument de imagine pentru municipalitate, fiind anunțată ca o mare realizare ce va revoluționa comerțul angro cu pește. Dacă ar fi fost să dăm crezare declarațiilor pompoase din perioada în care acest obiectiv se afla în construcție, pe aici ar fi trebuit să treacă sute de tone de pește care să fie procesate și livrate unor firme importante. În plus, ni s-a spus tot cu emfază că obiectivul va funcționa ca o bursă de pește cu sistem informatic și camere video ce vor permite clienților să vadă și să își aleagă marfa prin internet. Lăsând la o parte faptul că încă stă închisă, dacă membrii Consiliului Local vor aproba proiectul de hotărâre, spațiile acestei piețe, și sunt puține la număr, vor fi scoase la închiriere, ceea ce arată că toate pretențiile celor de la primărie au fost doar vorbe goale. Eu vreau să recomand Consiliului Local al primăriei Giurgiu să gândească, să cumpănească, să analizeze foarte bine această propunere, pentru că
vine în contradicție cu regulamentele europene care au stat la baza asistenței centrului de gro de pește din Giurgiu. Conform acestor manuale de proceduri și ghiduri ale solicitantului pe baza cărora s-au obținut finanțarea, închirierea sau subînchirierea sau vânzarea în perioada de monitorizare, adică în 5 ani de zile, este interzisă. Din acest motiv, recomand consilierilor să analizeze cu foarte mare atenție oportunitatea încheierii unui contract de închiriere pentru acest spațiu, pentru ca nu cumva comunitatea să fie obligată să dea banii înapoi Uniunii Europene cu dobânzile aferente. Despre piața de pește au existat semnale și în ceea ce privește oportunitatea și viabilitatea investiției. Eu am spus-o la momentul la care se construia această piață de gro că nu va funcționa pentru că nu sunt producători locali în zonă, nu există o piață de desfacere și din punctul meu de vedere, managerul primar Barbu a făcut o investiție care va fi greu, foarte greu de suportat de către giurgiuveni. De altfel, eu am spus din primul moment că, după părerea mea, spațiul respectiv este destinat, este construit pentru a fi utilizat, folosit de o altă firmă și nu de organizații de producători sau primărie, așa cum a fost construit inițial. Peste 1.600.000 de euro au fost cheltuiți pentru realizarea pieței de gro pentru pește, iar acum se poate ajunge în situația ca aici să funcționeze doar 3 puncte de vânzare, fiindcă atâtea vitrine frigorifice sunt în dotarea pieței. Ca să nu mai vorbim despre faptul că este foarte posibil ca niciun comerciant să nu fie interesat să plătească aici chirie, având în vedere că nu este o zonă cu vad comercial. Cât despre prețuri, mai rămâne de văzut dacă în această piață va apărea și pește. Rezultatele îngrijorătoare ale unei cercetări efectuate în 2015 arată că 7 din 10 șoferi folosesc telefonul în timp ce conduc. Fie că vorbesc la el, fie că trimit mesaje sau intră pe site-uri de socializare, șoferii au dezvoltat acest obicei prost, care a devenit una dintre cele mai grave cauze de producere a accidentelor. Un procent de 70% dintre șoferi folosesc smartphone-ul în timp ce se află la volan, 61% trimit mesaje, 27% recunosc că verifică Facebook-ul, 17% își fac selfie-uri, iar 10% sunt angajate în videoconferințe, se arată într-un studiu realizat în 2015. Nu toată lumea conștientizează efectele devastatoare pe care le poate avea folosirea telefonului în timpul condusului. Potrivit unor studii internaționale, șoferii care vorbesc la telefon în timp ce conduc prezintă un grad de 4 ori mai mare de risc de accident decât șoferii care au consumat alcool în limitele legale. În plus, timpul de reacție al șoferilor care vorbesc la telefonul mobil este cu 30% mai mic decât al conducătorilor auto care au consumat alcool și cu 50% mai redus decât al șoferilor care nu au consumat alcool. Conducătorilor auto le este interzisă folosirea telefonului mobil în timpul mersului. În momentul în care sunt identificați că folosesc telefonul mobil, polițiștii pot sancționa cu sancțiune contravențională de la 2 puncte amendă, amenda punctul fiind acum de 105 lei, și 2 puncte penalizare. România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană potrivit ultimului raport al Comisiei Europene în ceea ce privește numărul de morți din accidente rutiere, cu o rată de 91 de persoane decedate la 1 milion de locuitori. La Giurgiu, actul teatral își caută noi forme de exprimare după ce scena de la Tudor Vianu a fost închisă. Angajarea de clovn este noua propunere teatrală venită dintr-o colaborare a actorului Toma Vasile cu doi actori amatori. Piesa scrisă de Matei Vișniec va avea premiera sub egida Centrului Cultural Ion Vine. După ce teatrul profesionist din localitate nu mai are nici scenă, nici director și nici stagiune, la Giurgiu actul teatral se insinuează sub forma colaborărilor dintre profesioniști și amatori, de fiecare dată rezultatul fiind unul de apreciat. Mai nou, actorul Toma Vasile propune publicului giurgiuvean piesa lui Matei Vișniec, Angajare de clown, în care cunoscutul actor profesionist colaborează cu doi actori amatori, dar cu succes la public. Este vorba despre Cătălina Sfetcu și Gabi Caraconcea, cei doi întâlnindu-se pe scena Centrului Cultural Ion Vinea, după ce anul trecut au
jucat de mai multe ori în Emil și Didina, prelucrare după Încurcă lume a autorului Ade Hertz, în regia lui Remus Găină. Ieri cei trei s-au înființat în fața jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă care a venit cu multe amănunte despre noul proiect. Am ales textul ăsta, văzut și pe colegii mei de spectacol, de scenă, simțindu-le potența și simțind că pot face acest lucru. Dacă nu-i vedeam, poate mă gândeam la un alt text. Asta am crezut eu de cuvință, așa am simțit eu, că este textul cu care putem începe o colaborare pe care o doresc eu cât mai îndelungată. Au fost momente în care am spus, s-ar putea să nu pot. Cred că nu pot. Dacă nu pot, ce facem dacă nu pot? Da, au fost momente în care eu am spus că asta nu pot să o fac, n-am învățat. Acum să nu mai filmați. Mai... Și n-a fost așa. A fost în ziua când te-am bătut măr. Să nu-i spui soțului tău. Și ai renunțat. Am renunțat și am spus. Ai rămas. Ai renunțat la gândul tău. Și am rămas, da. A fost greu, dar ne-a ajutat foarte multă răbdare și păi mulțumesc și eu, Gabi, am mulțumit, îi mulțumesc și eu, domnului Toma, pentru deja m-ați umplut de... Maestrul a reușit să ne facă să vedem dincolo de text, pentru că, cum îi spuneam și Cătăline și dumnealui, una este la prima citire textul, a doua, altă treabă este în momentul când joci cu textul în mână, altă treabă este când memorezi textul și îți poți permite să improvizezi, să devine... ai viziune asupra piesei, asupra personajului, poți să-l iei, să te joci, să-l adaptezi personalității tale. După discuțiile cu jurnaliștii giurgiuveni, trupa a făcut o mică demonstrație de forță, cu rezerva că lipsa costumelor se datorează jocului adaptat pentru repetiție. Am fost în trupă! Actriță! O, tu și actriță! Eu, actriță! Nu mă credeți! Nu mă credeți! Nu, nu. Ce? Poftim! Aveți ceva de spus? Păi ce să aveți? Păi nu aveți ce să aveți! Păi nu aveți, ce să aveți? Te-ai lămurit, nu? Nu! Păi atunci citești! Păi de ce nu citești? Hai, citești odată! Citești! Da. Citește tu, Nicola. Hai, citește. Gol. Două. Nihi. Goldoni. Ce cu Goldoni? Citește mai jos. Premiera piesei va avea loc miercuri 20 ianuarie de la orele 18 pe scena Centrului Cultural Ion Vina, intrarea fiind liberă. Angajarea de clown este ultimul text pe care dramaturgul francez de origine română Matei Vișniec l-a scris înainte de a părăsi România. O piesă care vorbește despre condiția umană și falsele ei strategii de supraviețuire și care a primit premiul Uniter pentru cea mai bună piesă română a anului 1991. Mai multe amănunte despre acest subiect puteți urmări imediat după Jurnalul de Știri, în ediție specială. Un amplu spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale va avea loc mâine la Centrul Cultural Ion Vina de la ora 18:30. Spectatorii se vor întâlni cu muzica cultă, poezia și teatrul, dar și cu personalități din lumea culturală. Giurgiuvenii Tică Lumânare și Mugur Burcescu, alături de renumitul critic literar Alex Ștefănescu, vor întregi lista celor prezenți în spectacol. Una din manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale la Giurgiu se va desfășura la Centrul Cultural Ion Vina și constă într-un amplu spectacol derulat joi 14 ianuarie cu începere de la ora 18:30. Este, în opinia mea, un prilej foarte bun de a omagia mințile luminate ale neamului, spun eu, adevărații eroi ai neamului nostru, care... au lăsat poporul nostru un adevărat patrimoniu cultural care, de fapt, a definit
pentru totdeauna identitatea noastră culturală. Concret, ceea ce pot urmări spectatorii, ne spune tot directorul Centrului Cultural Ion Vinea. Publicul prezent în sală va putea să guste, să zic, momente din muzica de factură cultă, creație românească, bineînțeles, momente de recitativ, momente de teatru. Pe lângă doi giurgiuveni, profesorul Mulgur Burcescu și cantautorul Tică Lumânare, alte nume sonore din arta și cultura românească vor întregi spectacolul. Vorbesc de soprana Daniela Vlădescu, invitați artiști instrumentiști de la Opera Română, vorbesc de pianista Mădălina Florescu, violonistul Cristian Balaș, vom avea, să zic, parte de o audiție din creația compozitorilor Enescu, Ciprian Porumbescu. Avem de asemenea actrița Narcisa Mitroi, alături de, bineînțeles, acești 6 invitați din afara orașului, de ce nu, giurgiuvenii noștri, cantautorul Tică Lumânare, solista Mariana Simion, Florentina Filimon, acompaniați de Taraful Doina Dunării. Accesul în sala de spectacol se va face pe baza invitațiilor procurate de la Secretariatul Centrului Cultural Ion Vinea. Șoferii care au avut abateri de la codul rutier ar putea plăti mai mult pentru RCA. Un proiect legislativ aflat în dezbatere prevede că cei care au fost amendați sau au avut permisul suspendat ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pentru asigurarea obligatorie. Șoferii care nu au respectat codul rutier și au avut abateri în trafic ar putea plăti mai mult pentru RCA, prevede un proiect aflat în curs de analiză de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Astfel, cei care au fost sancționați cu amenzi sau cu suspendarea permisului vor plăti RCA mai scump. Parlamentarii care au discutat cu cei de la asigurări spun că polița RCA va fi calculată în funcție de evaluarea șoferilor, adică prețul poliței va oscila în funcție de cazierul de accidente și de abaterile de la lege. Vestea bună este că prin acest proiect de lege se propune renunțarea la un RCA mai scump pentru șoferii tineri și fără experiență, adică renunțarea la mărirea prețului poliței pentru șoferii care sunt tineri și la început de carieră. Vestea proastă este că șoferii care au avut abateri în trafic vor plăti un RCA mai scump, un preț mai mare pentru aceste polițe și nu este vorba numai despre șoferii care au fost implicați în accidente, adică aceia cu un cazier al accidentelor, ci și aceia care au primit amenzi sau care au fost supuși măsurii de suspendare a permiselor. Același proiect mai prevede că se va lua în calcul și tipul de mașină, astfel încât, cu cât autoturismul va fi mai puternic, cu atât polița RCA va costa mai mult. Pe de altă parte, mașinile cu multe dotări care ușurează frânarea sau redresarea mașinii, în cazul în care șoferul pierde controlul, vor avea un RCA mai ieftin. Unul dintre faimoșii bucătari ai lumii, Bernard Loiseau, s-a dovedit a fi un susținător al bucătăriei franțuzești moderne și omul care a făcut sacrificii de neimaginat pentru a se menține în elita artiștilor culinari. Rebel în copilărie și perfecționist la maturitate, francezul recunoștea că de la mama sa a deprins dragostea de a lucra în bucătărie. Bernard Loiseau afirma cu prilejul unui interviu că în copilărie a fost un rebel, dar lucrul acesta nu l-a împiedicat să ajungă un excelent bucătar care a pus accent pe metode moderne de gătit și nu pe mijloacele tradiționale ale gastronomiei franțuzești. Specialistul în artă culinară s-a născut pe 13 ianuarie 1951 într-o regiune din centrul Franței și de tânăr a realizat că ceea ce îi se potrivește cel mai bine este să lucreze într-o bucătărie. Tot cu prilejul respectivului interviu, Bernard susținea că apropierea de o astfel de meserie a fost influențată de mama și bunicii săi. Recunoscut ca făcând parte din elita bucătarilor francezi, Bernard Loiseau, un perfecționist, și-a creat propriul său crez despre ceea ce înseamnă bucătăria și un anumit mod de a mânca. La cuisine, c'est une mémoire, c'est une culture. Moi, si je sais manger, c'est parce que ma mère m'a fait des bons petits plats. La mère de ma mère était charcutière, traiteur, et le père de mon père était boucher. Donc c'était quand même déjà dans le métier de bouche. Bernard a lucrat în renumitul restaurant La Côte d'Or, a publicat numeroase cărți și a fost primul bucătar celebru care a avut propriul lanț de restaurante.
Francezul, a cărui viață s-a identificat cu munca în bucătăriile de vis, unde s-au preparat vestite produse culinare, a deschis și 3 cantine în Paris. El rămâne recunoscut pentru atenția acordată detaliilor, gustul său ieșit din comun, dar și pentru faptul că a fost onorat de statul francez cu importante ordine și distinții pentru modul în care a știut să facă artă culinară. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se opresc aici. Urmează informațiile despre starea vremii, o ediție specială și emisiunile La Porțile Dorului și Medicina în Direct. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Joi, valorile termice vor continua să scadă ușor în majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult noros în nordul și centrul țării, dar mai ales în zonele montane, unde, în special ziua, se vor semnala precipitații predominant sub formă de nisoare. La Giurgiu, valorile termice vor marca o scădere ușoară. Cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi de 7 până la 8 grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 7 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 8 grade Celsius la Giurgiu. Viteza vântului va fi între 15 și 30 de km pe oră dinspre vest, presiunea atmosferică 764 mm coloană de mercur, umiditatea este prognozată la 93%, cotele apelor Dunării vor fi în creștere de la 35 la 45 de centimetri, cota probabilă 38 de centimetri.